Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, a continuat marți 5 iulie cu proba scrisă la limba maternă. La cele două centre de evaluare înființate în Reghin, la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, respectiv Liceul Tehnologic Petru Maior, au fost înscriși să participe un număr de 59 de absolvenți ai claselor a 12-a. Candidații au fost testați la limba maghiară. Marți 5 iulie, examenul de bacalaureat a continuat cu proba scrisă la limba maternă pentru minoritățile naționale. La Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin au fost testați un număr de 35 de absolvenți ai claselor a 12-a, în timp ce la centrul de evaluare înființat la Liceul Tehnologic Petru Maior au fost înscriși 24 de candidați din seria curentă. Cu toții au fost examinați la limba maghiară. Păi greu, a fost greu. Sper să vrem să trecem, nu știu. Vom vedea. A fost mai greu decât la limba română? Da, părerea mea că da. Mie place mai mult limba română. Și ce notă crezi că vei lua? 7, maxim 7-50 de lucru. Cred că nu la 7. Ok, a fost. A fost mai ușor decât la limba română? Nu. A fost mult mai greu. Ce notă crezi că vei lua? Da, un 8, 9. Mâine va fi proba la matematică, cum crezi că va fi? Mai greu, cred că și la info să fie mai greu. A fost destul de ușor. Mai ușor decât la limba română? Cam așa, la fel, da. Ce notă crezi că vei lua? Sper că peste 8. Mâine va fi proba la matematică și urmă vine la proba la alegerea profilului. Cum crezi că va fi? Sper să fie la fel de ușoare ca și acestea. Dacă nu, să fie și mai bine. Te-ai pregătit mult pentru această sesiune a bacalaureatului? Da, m-am pregătit, totuși important pentru viitor. Miercuri 6 iulie, cei 559 de absolvenți reghineni ai claselor a 12-a din seria curentă vor fi testați la examenul scris la proba obligatorie a profilului, la matematică. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2016 se încheie vineri, 8 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării. Primele rezultate se vor afișa pe data de 12 iulie până la ora 16. Tot în aceeași zi, între orele 16 și 20, se pot depune eventualele contestații, iar notele finale după rezolvarea contestațiilor se vor afișa în 16 iulie. Iulia Ionan și-a obținut cea mai bună notă din municipiul Reghin la evaluarea națională, 9,90. Absolventa școlii gimnaziale Alexandru Ceușianu are cea mai mare medie după ce a obținut nota maximă la proba de limba și literatura română și 9,80 la examenul scris la matematică. Adolescenta dorește să se înscrie la Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș și mai apoi se gândește să urmeze cursurile unei facultăți de arhitectură. Iulia Ionaș, nu ne surprinde că numele adolescentei apare din nou pe buzele noastre. Ea este absolventa clasei a 8-a a școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu, care a obținut cel mai bun rezultat la evaluarea națională dacă ne raportăm la municipiul Reghin. Nota 9,90. Realizatorul TV, Ovidiu Ilisan, a răpit câteva momente din timpul ei pentru a ne destăinui dacă i-a fost greu să obțină o asemenea performanță. Așadar, aflăm chiar de la Iulia cum a decurs examenul pentru ea. Întrebarea firească de multe ori, Iulia, este pe buzele tuturor când vorbim de un examen. Este primul examen, să spunem, important din viața ta. Dacă a fost greu? Pentru tine cred că nu a fost greu. Nu a fost foarte greu. Pot să zic că la început așa aveam mai multe emoții. Emoțiile firești, da, bineînțeles. Nu? Și după aceea, când am ajuns acasă, am zis că n-a fost chiar atât de greu și mă aștept la note chiar mari. Să le spunem telespectatorilor, Iulia Ionaș, elevă în clasa 8-a, terminală la gimnaziul Alexandru Ceușanu, a avut la examenul de evaluare națională 9,90. Din ce au fost compuse notele tale? Notele mele au fost compuse dintr-un examen la limba română și unul la matematică, dintre care la limba română am obținut nota 10, iar la matematică 9,80. Iulia este un model pentru ceilalți elevi din Reghin. Atât capacitatea de asimilare, cât și metodele de studiu, dar și dascălii, au jucat un rol important în dezvoltarea personală a Iuliei și, în mod special, în pregătirea pentru acest prim examen important din viața ei.
Contează foarte mult să ai un dascăl bun, pentru că atunci vei îndrăgi automat și materia. Eu din clasa 5-a le-am îndrăgit pe doamnele profesoare de matematică și de limba română, pentru că au avut acel ceva care un m-a... M-au făcut să îmi placă foarte tare, să prind drag de aceste materii și de aceea am și obținut aceste rezultate. Și tot așa, după părerea ta, sau a plecat asupra voastră a tuturor, nu știu, tu ești un elev iminent, ești un exponent al generației tale, cum o spun eu întotdeauna când vorbim despre copiii foarte buni. Dar ai simțit că această chemare, a plecare e pentru toți elevii? Poate și pentru elevul de 7, de 8, nu știu, de care trebuie să urce, să evolueze? Păi, normal. Eu, din punctul meu de vedere, profesorul, atunci când intră la clasă, el predă pentru toată lumea și are așteptări mari de la toată lumea. Acum, depinde și de elev, dacă vrea să aprofundeze sau nu. Eu am fost una dintre elevii care au vrut să aprofundeze. Care este următorul pas în viața Iuliei? Apropo de alegeri, tu ce ai ales, Iulia, pentru viitorul tău? Mă refer la liceu, la anii de liceu. La liceu m-am gândit la Colegiul Național Unirea, la profilul matematică-informatică. E o școală de prestigiu. Da, și e și concurență foarte mare. Concurența e benefică. Da, da, întotdeauna. Și după aceea m-am gândit la arhitectură. Matematică, artă, se îmbină, da. Arhitectură, e colosal, e deosebit, unde te poți dezvolta, cum spui. Da. Și matematică, da. și artă, e un profil deosebit. Ai emoții legate de anii de liceu? Ce vei face? Nu știu, vei sta în Mureș, vei face naveta? Cum îți vezi tu anii de liceu acum, în pragul lor? Păi, cred că voi sta în Mureș, voi locui acolo. Și normal, ca orice boboc, am emoții pentru primele zile de liceu. E o trecere. Întotdeauna am fost o persoană care s-a integrat foarte repede în noi grupuri și am știut să mă fac plăcută. Ești sociabilă? Da, te simți că ești sociabilă? Da. Și pentru asta nu-mi fac chiar așa mari probleme. Va fi bine. Despre portretul Iuliei Ionaș și performanțele școlare ale adolescentei aflăm mai multe duminică 10 iulie în cadrul emisiunii Reghin Exclusiv de la ora 21 la Da Reghin TV. Vara este anotimpul favorit al toxi-infecțiilor alimentare din mai multe motive. Este cald și atunci germenii dăunători omului se dezvoltă foarte bine, mai ales că ei preferă o temperatură de 30-40 de grade Celsius. Și lipsa normelor de igienă duce ușor la apariția toxi-infecțiilor alimentare. De aceea reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județului Mureș vin cu o serie de recomandări. În sezonul cald crește riscul alterării alimentelor și implicit al aparițiilor toxi-infecțiilor alimentare. În acest sens, este bine să se respecte câteva măsuri simple din partea consumatorilor. Iată ce ne recomandă reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județului Mureș. Este foarte important să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția acestor produse, fiind unități controlate din punct de vedere sanitar veterinar. Să fie depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. De asemenea, după ce fac cumpărăturile, cetățenii cumpărătorii îi sfătuiesc să se îndrepte cât de urgent spre casă, să nu lase alimentele în mașină la soare, pentru că se alterează foarte repede. Inspectorii DSVSA Mureș sunt prezenți în teritoriu, unde verifică în permanență unitățile de alimentație publică cu risc crescut, în zonele turistice, la festivaluri sau la mese festive. Totodată, aceștia urmăresc dacă agenții economici respectă normele sanitare veterinare, modul în care se prezintă lanțul frigorific pentru alimente, însă aceste măsuri trebuie dublate și de vigilența oamenilor. Alimentele să le depoziteze în frigider la temperaturi de refrigerare de preferință între 0-4 grade pentru carnea refrigerată, lapte, produsele din lapte și ouă, iar pentru carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub minus 12 grade Celsius. De asemenea, produsele care au fost decongelate nu se recongelează pentru a fi ulterior preparate sau consumate. Alimentele gătite trebuie păstrate în recipiente acoperite în frigider, separat de alimentele crude. Trebuie bine spălate fructele și legumele înainte de a le depozita în frigider și înainte de a le consuma.
De asemenea, dacă se constată existența alimentelor alterate în frigider, ele trebuie îndepărtate de urgență, pentru că reprezintă o sursă de contaminare pentru celelalte produse alimentare. În plus, în cazul în care consumatorii depistează nereguli la normele sanitare veterinare, pot anunța instituția la linia telefonică specială pentru reclamarea cazurilor de comercializare a alimentelor alterate sau păstrate necorespunzător. Aceasta funcționează în paralel cu telefonul verde al Agenției Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Vreau să le recomand consumatorilor, cetățenilor, că în cazul în care constată abaterea de la legislație, de la normele de igienă, să ne anunțe de îndată la numărul de telefon al Direcției Sanitare Veterinare Mureș 0265 314 975 sau apelând gratuit numărul de telefon 0800 826 787. Așadar, se recomandă în perioadele cu temperaturi ridicate să se acorde o mai mare atenție a modului în care se păstrează sau se prepară alimentele. Absolvenții de liceu pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș atrag atenția că anul acesta data absolvirii cursurilor a fost 3 iunie. Așadar, sunt la dispoziție mai puțin de 30 de zile pentru depunerea dosarului de înscriere în evidențele AJOFM Mureș pentru a solicita ulterior dreptul la șomaj în valoare de 250 de lei. Absolvenții de liceu din seria curentă au la dispoziție mai puțin de 30 de zile pentru a se înscrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, asta pentru a beneficia de ajutorul de șomaj. Reprezentanții instituției amintesc că elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată care va fi înscrisă în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. Atenționăm absolvenții de liceu promoția 2016 că data absolvirii cursurilor în anul 2015-2016 este 03-06-2016, deci 3 iunie, pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat, conform ordinului 4496 din 13.07.2015, privind structura anului școlar cu modificările și completările ulterioare. Absolvenții pot solicita acordarea indemnizației de șomaj reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare, dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă. Elevii au termen 60 de zile să fie înscriși în căutarea unui loc de muncă și dacă în acea perioadă de 60 de zile nu își găsesc un loc de muncă, în a 61-a zi se poate, la cerere, acorda șomajul, care va fi pe 6 luni, o sumă de 250 de lei. Indemnizația se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Procedura de înscriere în evidențe și condițiile de obținere a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este una simplă. Ei trebuie doar să se prezinte la sediul agenției locale sau județene cu următoarele documente: carte de identitate, copie, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea că este apt de muncă și actul de absolvire a formei respective de învățământ în original și copie. În piața de zi din Reghin aveți ocazia să găsiți produse proaspete și sănătoase. De la roșiile românești și până la pepenii verzi de Dăbuleni, piața din municipiul Reghin abundă de diversitate sortimentală. Comercianții se declară nemulțumiți de faptul că producția din acest an este parțial afectată de ploile din ultima vreme, dar și de seceta abătută asupra culturilor de roșii, fasole, castraveți și a pomilor fructiferi. Avem detalii imediat în jurnal, după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Miercuri vom avea parte de vreme mohorâtă în mare parte a zilei. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 25 de grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 26. Cu mai multe informații, ne revedem la final de jurnal!
Piața de zi din municipiul Reghin se bucură în aceste zile de un număr impresionant de comercianți care scot la vânzare producția de legume și fructe de sezon. Tarabele din piață abundă de diversitate sortimentală, iar reghinenii au șansa să achiziționeze produse proaspete din producția autohtonă. Producătorii și comercianții din zonă spun că anul acesta, producția la legume precum roșii, castraveți, fasole, este în scădere față de anul trecut. De vină pare să fie ploile din ultima vreme, dar și seceta bătută asupra culturilor. Producția din acest an cum este? Foarte, destul de slab. A fost afectată în vreun fel de secetă sau de ploi? Da, da. Fructele anul ăsta sunt foarte afectate. Și legumele așa cam în scădere cu câte procente? Cam 70-60% față de anul trecut. Deci foarte slab, da. Cum merge vânzarea la roșii? Bună ziua! Nu putem zice că acum au început să meargă un pic mai bine roșiile. Oamenii au nevoie. Față de anul trecut, cum e, mai rău, mai bine? Aba, nu pot eu aprecia. Acum au început să vândă producătorii roșiile alea. Bine, mai scumpe, dar sunt calitate. Prețurile față de anul trecut sunt la fel sau mai mici sau mai mari? Eu cred că mai mari. Mai mari sunt prețurile. Au fost oarecum afectată producția din acest an de secetă sau de ploi? Da, da, au fost mult. Și cireșă, eu am vândut cireșă, din cireșă nu prea am avut câștiguri, pentru că au fost multe stricate și trebuia alese. Și n-aveai de unde să iei calitate, pentru că pe pom să putrezesc de la ploaie. Mulțumim pentru ele, așa merge. Este zi când să vinde tot, da? Azi un pic mai slab. Cum e producția față de anul trecut? Foarte frumoasă, foarte bună, la noi. A fost ploaia un sfetnic bun pentru ceapă, pentru... A fost și nu, că la unele le-au stricat, le-au pârlit așa, le-au uscat cartofii mai ales. De partea cealaltă, vânzătorii de pepeni se bucură de o producție impresionantă și spun că dacă timpul va fi frumos, producția va fi și mai mare, iar prețurile vor scădea. Cum merge vânzarea? Bună ziua! Încetul, la început de sezon acum, e lebeniță românească, a apărut, e bună, dar e cam scumpă, acum prima lețură, acum a ieșit. Din ce zonă veniți cu pepenele? Eu sunt Reghin, sunt comercian. Lebenița e de lângă Dăbuleni, de la Bechet, de pe malul Dunării, din zona nisipurilor. Cum este producția față de anul trecut? Știți care e problema? Producția este, dar se duce foarte mult în afară. Polonezii duc pentru că calitatea și gustul foarte bun. Să caru cu tirurile de acolo și să menține prețul ridicat din cauza asta. Și dumneavoastră estimați că vor scădea prețurile în perioada următoare? Depinde de vreme. Dacă vine are ploi așa și vijelii de astea, nu vor scădea, pentru că dacă lovește gheața, se strică. Dacă o să fie vreme călduroasă, două săptămâni, o să scadă. Dacă nu, nu. Așadar, piața de zi vă oferă posibilitatea de a pune pe masă produse românești de o calitate ridicată și la prețuri acceptabile. Un nou concert de orgă va avea loc miercuri 6 iulie la Biserica Evanghelică și va fi susținut de soții Brita Falci Leutert și Jürg Leutert din Sibiu. Recitalul va începe la ora 18, iar intrarea este liberă. Seria concertelor de orgă găzduite anual de Biserica Evanghelică din Reghin continuă cu cel de-al treilea recital, miercuri 6 iulie de la ora 18. Acesta va fi susținut de o organistă din Sibiu. Și acum va fi un concert de orgă susținut până la urmă de doi artiști, de doamna Brita Leutert și soțul dânsei, care vor concerta acum în 6 iulie. Ei vin din Elveția și Norvegia, de fapt, dar locuiesc momentan în Sibiu și sunt mari artiști care vor concerta un lucru foarte frumos. Brita Falch Leutert este o organistă originară din Norvegia de Nord, care împreună cu soțul ei, Jürg Leutert, conduc corul Bach din Sibiu. Brita ocupă și funcția de cantor al Bisericii Evanghelice din Sibiu. Toți iubitorii acestui gen de muzică, dar nu numai, sunt invitați și așteptați să petreacă o seară de neuitat pe ritmuri înălțătoare de orgă.
Invit pe toată lumea, chiar și cei care chiar nu cunosc acest gen, sunt bineveniți, fiindcă este un moment de relaxare și este tot pentru toată lumea deschisă biserica noastră. Următorul concert va avea loc miercuri 13 iulie de la ora 18, când va veni la Reghin organista elvețiană Irene Roth. Speologul reghinean Cristi Graur și Asociația Geoda din Târgu Mureș participă la expediții în cele mai frumoase locuri din lume. Prezent în emisiunea Ora Campionilor, difuzată la Dareghin TV, speologul Cristi Graur a vorbit despre proiectele asociației din care face parte și a invitat pe toți cei care doresc să exploreze frumusețile ascunse ale planetei noastre să se înscrie în club. Iubește natura și frumusețile ascunse ale planetei noastre. Este vorba despre speologul Cristian Graur. Originar din Reghin, Cristi participă împreună cu Asociația Geoda din Târgu Mureș la expediții în cele mai ascunse locuri de pe Terra. Această organizație non-guvernamentală, Geoda, a luat ființă ca un club al iubitorilor de speologie. Orice asociație sau ca orice, ca și un copil, începem, creștem și evoluăm. Atragem noi membrii, ne școlarizăm cât putem, ne specializăm pe diferite domenii, fiecare în funcție de inclinația pe care o are față de cartare, de explorare și așa mai departe, pe partea profesională și profesorală chiar, așa, pentru că și în speologie sunt cadre profesorale care predau de la cartare și tehnică și multe alte, inclusiv fotografie și tot așa, multe alte ramuri. Prezent în emisiunea Ora Campionilor difuzată la Dareghin TV, Cristi Graur a vorbit despre proiectele asociației, despre taberele organizate pentru cei ce iubesc natura și despre tehnicile care se folosesc în expediții. Ce înseamnă tabere de copii? În general ne axăm pe cei din gimnaziu, clasele 5-8, și la cererea profesorilor sau diriginților, mai bine zis, cu acordul al părinților și profesorilor, facem o serie de activități în care mergem cu copiii la munte, le arătăm, le explicăm, le facem o inițiere în speologie, le explicăm tot ce se întâmplă în subteran și îi scoatem în natură, îi scoatem din oraș, la iarbă verde. Cristi a vorbit și despre expediția din peștera Pinargozu din Turcia, în care a locuit în subteran timp de 4 zile. Speologul reghinean a făcut un apel iubitorilor de natură să se înscrie în Asociația Geoda, unde au șansa să învețe tehnici din speologie și să participe la expediții în natură. Copiii din Reghin au ocazia să-și petreacă vacanța într-un mod distractiv și sănătos. Pentru ei s-a organizat a 10-a ediție a mini-taberei de vară, iar prima etapă din cadrul acesteia se desfășoară în perioada 4-8 iulie. Cei mici vor avea ocazia să participe la activități sportive diverse, precum înot, tenis, volei, autoapărare, dar și cursuri intensive de engleză. Distracție și multă mișcare. De aceste lucruri vor avea parte copiii din Reghin la mini-tabăra de vară. Aflată la o ediție aniversară, aceasta are ca scop deconectarea celor mici de la tehnologie în schimbul petrecerii timpului liber într-o atmosferă deschisă, distractivă, dar mai ales sănătoasă. Deci este un proiect conceput de către domnul profesor Baja Elăd, care se derulează de 10 ani. Practic, noi suntem în al 10-lea an de lucru, în al 10-lea an de desfășurare a acestui proiect. Proiect care vine ca o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, frumos, curat, într-un mod în care copilul și într-un mediu în care copilul poate să învețe, să-și petreacă timpul liber, să-și petreacă vacanța, învățând ceva, creind ceva și putând să transmită mai departe cunoștințele acumulate aici, pentru că copiii, după cum vedeți, merg și în alte tabere, aici învață tot felul de lucruri acumulează cunoștințe pe care le pot folosi ulterior în alte activități. Mini-tabăra de vară, care se desfășoară pentru al 10-lea an consecutiv, cuprinde o serie de cursuri și activități distractive, care vor face din vacanța de vară o perioadă de neuitat. Principalele tipuri de activități ar fi cursul de înot, care se desfășoară la strand,
cursul de tenis care se desfășoară, după cum vedeți, aici în sala de sport sau pe terenul de la grupul școlar de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Avem un curs de autoapărare, elemente de autoapărare, elemente simple de autoapărare, care îl facem tot așa alternativ pentru că lucrăm pe grupe. Avem 4 grupe care prin rotație și avem un curs de engleză. Da? Engleză ce ține de domeniul sportului. Deci acumulează cunoștințe din domeniul sportului, terminologie, se joacă, fac jocuri și așa mai departe. Profesorii coordonatorii doresc să învețe pe cei mici din tainele copilăriei din perioada în care nu exista tehnologie și în care copiii își petreceau timpul liber afară. Noi încercăm să readucem acele elemente din, să zicem așa, copilăria noastră, jocuri pe care în ziua de astăzi copiii nu le mai joacă, gen 7 pietre sau cum jucam alte jocuri în copilărie, putem să vă dăm în exemple, dar ei se distrează, se simt foarte bine, nu s-o obișnuiți. Ei sunt o generație care s-o obișnuiți mai mult să se joace pe calculator și atunci încercăm să îi facem să iubească mișcarea, să simtă bine. Copiii se declară mulțumiți de ocazia pe care au primit-o, ba chiar au reușit să lege prietenii. Spune-mi ce faci tu aici. Păi, am venit să fac sport. Ce sport? Să învăț tenis. Doar tenis? Nu, și altele. Și cum e aici? Bine. Îți place? Da. Prieteni ți-ai făcut? Da. Spune-mi ce faci tu aici. Mă joc tenis, înot, fac karate, jocuri. Și cum e? E bine. Ți-ai făcut prieten? Da. Păi, am venit în tabără și să fac un pic de sport. Și cum e? Fain. Ce sport faci tu? Tenis. Cum e în tabără? Foarte frumos, ne distrăm foarte mult. Și ce faceți voi mai exact? Păi, facem înot, mai facem și autoapărare, facem și tenis, mai învățăm și puțin engleză. Și ți place? Foarte mult. Prieten ți-ai făcut? Da. Mini-tabăra de vară are un număr de 45 de copii înscriși, care sunt împărțiți în 3 grupe. Prima etapă se desfășoară în perioada 4-8 iulie, urmată de partea a doua în perioada 18-22 iulie și de ultima etapă în intervalul 25-29 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnal de Reghin.ro a fost știrea despre jârcan Alexandru Alin din Bistra Mureșului, absolventul de clasa a 8-a care a obținut media 10 la evaluarea națională. Pe locul secund a fost materialul privind hoțul de 34 de ani care a sustras dintr-un magazin 120 de pachete de țigări și a fost prins în flagrant de polițiștii reghineni. Iar pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat știrea despre acțiunea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare din cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul despre reușita de la examenul de evaluare națională a lui jârcan Alexandru Alin din Bistra Mureșului. El a obținut media 10. Pe locul secund a fost știrea despre polițiștii din Reghin care au prins în flagrant un tânăr care a sustras țigări dintr-un magazin. Iar pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat știrea despre programul de distribuire a ajutoarelor alimentare la nivelul municipiului Reghin. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV. Rămâneți alături de Reghin TV, marți 5 iulie de la ora 21, Simina Cota vă invită la o seară magică, în care ne sunt pregătite minunatele povești din lumea basmelor. Miercuri 6 iulie de la ora 19 veți putea urmări Senso, iar de la ora 21 veți vedea emisiunea Șahmat cu Ovidiu Ilisan. Thank you.
Clubul Takenoko a participat la Cupa Zilele Sfântul Gheorghe cu un grup destul de numeroși de sportivi. Avem sportivi începători, avem sportivi care au deja rezultate. Am participat în număr destul de mare la efectivul care l-avem de 15, am participat în număr de 9. Toți sportivii, vreau să spun, că s-au comportat super ok. Au câștigat fiecare loc, 1 loc, 2 loc, 3. Avem chiar 2 sportivi care au primit la 3 probe judo, fighting, jiu-jitsu și nevaza BJJ, jiu-jitsu brazilian, câte 3 medalii de aur. Deci locurile astea, că sunt locul 1, 2, 3, sunt la cele 3 probe, cele 3 sporturi diferite. Planuri de viitor? Planul de viitor, avem toate concursurile la care putem participa, pentru noi este un plan de viitor, pentru că prin asta sportivii își câștigă o experiență, pot să pună în practică ceea ce învață în sală. Deci, după părerea mea, tot ce îi concurs este un pas înainte pentru noi. Bun, ok, și ultima întrebare, cine vrea să vină să practice la voi, unde vă găsești? Deci cine vrea să practice artele marțiale, judo și jiu-jitsu, îl așteptăm la Clubul T. Programul este joi, marți și joi de la 5:30, vă așteptăm cu drag. Sportul în sine duce la o creștere de disciplină, o socializare mai bună, prietenie între colegi, deci un plus de sănătate, deci vă așteptăm cu drag. Deci evoluția a fost foarte bună, sportivii au concurat după emoțiile care le-au avut, că au avut emoții, dar rezultatele sunt bune, foarte bune, satisfăcătoare, depinde de sportiv și în ce tane au fost. Dar, în general, foarte mulțumiți de ei. Competiția, ce valoare, după părerea antrenorului, a avut la Sfântul Gheorghe? Deci, la numărul de cluburi participante, a fost o competiție dură, destul de dură. Este o vârstă de la care poate să vină cineva să practice aici, cu mămica, cu tăticul lângă el? Da, deci vârsta minimă ar fi cam 5 ani jumate, 6 ani, că atunci ar începe copilul să perceapă unele lucruri și limita de vârstă ca vârstă înaintată n-ar fi. Deci, practic, fără limită de vârstă, da? Da. Acum, în plan apropiat, ai vreo competiție, știi vreo competiție la care veți participa sau urmează invitațiile? Așteptăm invitațiile, deci toate competițiile în general se fac în funcție de invitații, dar de la data de 1 luăm vacanță. Bun, ok, vacanță plăcută în continuare și încă ceva, a trecut, cât timp a trecut de cât există clubul? Deci, practic, clubul există de 4 ani. După 4 ani, ce părere ai? Foarte bună. Da, deci foarte bună, foarte bună. Deci, practic, oricine poate veni aici la Clubul Tineretului, când dorește, marțea și joia după masa, de la 5:30? De la 5:30, așteptăm cu drag. Sala este cum este, mică, dar ne împărțim cumva și cât mai mulți. Cu cine stăm de vorbă? Cu Tamaș David. David, vârsta și de câți ani faci arte marțiale? Am 10 ani și fac de 3 ani arte marțiale. Bun. În 3 ani de zile, cam câte medalii ai luat? Văd că ai la gât câteva dintre ele, dar cam câte ai luat, știi? 87. Deci ai câștigat 87 de medalii în 3 ani? Bun, perfect, felicitări. Cum a fost la Sfântul Gheorghe? Păi am luat 3 de locul întâi și a fost destul de tare. Adversarii tăi au fost puternici? Da. Da. Cam cum i-ai bătut? Așa, scurt? Da, dar a fost destul de lung meciul. Da. Bun, încă ceva. Cum e aici la club? Cum te înțelegi cu colegii tăi, cu ceilalți, cu antrenorii? Pe lângă faptul că tatăl tău e antrenor, cum ești? E bine? Vă place? Nu, îmi place. E bine. Da? Vă simțiți bine? Da. Da. Bun. Încă ceva. Tu ce ai vrea să câștigi? Nu știu, la arte marțiale, ce să ajungi? Campion mondial, olimpic, nu știu, ce ai vrea? Antrenor.
Antrenor, da bine, dar până la antrenor trebuie să câștigi ceva, niște titluri. Vrei să devii, nu știu, campion național, european, mondial, să mergi pe drumul ăsta? Ți-ar place? Da. Anul ăsta n-am participat la naționale pentru că am fost bolnav și acum un an am ieșit campion național la judo și sper să ieși anul ăsta. Crezi că ești făcut pentru sportul ăsta? Cu siguranță? Cu siguranță. Cu școala cum ești? Nu ne aude nimeni. Este bine. Da, te descurci și școală și sport? Da. Bun, felicitări încă o dată și să sperăm când ne mai întâlnim și mai multe medalii la gâtul tău. Baftă multă! Mulțumesc! Un tânăr sportiv în fața mea, te rog să te prezinți, cum te numești? Sans Darius. Bun, Darius, câți ani ai și de câți ani practici? Ce practici tu de fapt? 9 ani și fac de 1 an și 2 luni. 1 an și 2 luni. Și ce sport faci tu? Jiu-jitsu, bun. Ai fost la Sfântul Gheorghe la competiția cu? Da. Și ce rezultat ai avut aici la Sfântul? Am luat 2 medalii de locul 1 și una de locul 3. Deci 2 de locul 1 și una de locul 3. Ți-a fost greu? Nu. Nu? Nu știu, când intri pe suprafața de luptă, cum e? Ți-e teamă de adversar? Ai ceva? Asculți antrenorul, te duci peste și îl învingi sau cum? Cum faci? Îl înving. Simplu, așa, fără... Nu ai niciun fel de teamă de cel cu care te întreci? Nu. Nu? Nu? Bun. Ce vreau să te întreb? Tu ce îți dorești de la sportul ăsta? Să faci mai departe? Ce locuri? Ce visezi să fii tu? Vreau să am foarte multe medalii. Da, bun. Crezi că ești făcut pentru asta? Da. Da? Bun. Te împaci și cu școala și școală și sport? Da. Că trebuie să trebuie fiecare. Da. Da, da. Și la școală? Altfel nu ai putea să faci sport? Da. Nu ai putea să faci așa? Nu. Bun. Felicitări încă o dată. Sper să ne mai întâlnim și să ai numai medalii la gât. Da. Felicitări. Mulțumesc. Cu cine sunt de vorbă? Cu Gliga Raul. Vârsta și de câți ani faci arte marțială? Eu am 9 ani și fac de 2 ani jumate. Ce rezultate ai avut în ăștia 2 ani jumate? La început când ai venit, bănuiesc că nu știai mare lucru. Acum? Acum mă întorc acasă cu medalii, diplome și multe rezultate sportive. Bun, la Sfântul Gheorghe ce rezultate ai avut? Am luat un locul 1 și un locul 3. A fost grea competiția acolo? Destul de grea. Dar ai reușit să te descurci, da? Locul 1 și locul 3. Cum v-ați simțit acolo? A fost numai luptă sau, mă rog, a avut grijă de voi, v-ați simțit și bine? Ne-am simțit și bine, adică am și luat pauză, am luat și... Da. Deci vă simțiți bine voi între voi, așa văd că e activitate aici, se luptă din greu, e ok? Vă simțiți bine? Sunteți așa ca o familie? Vă ajutați unul pe celălalt? Foarte bine. Da? Bun, ce visezi tu de la artele marțiale? Eu visez să ajung un luptător foarte mare. Da. Și să fiu foarte disciplinat, mai ales. Foarte disciplinat. Uite, asta vreau să te întreb încă pe tine. O ultimă întrebare. La ce te ajută cel mai mult sportul ăsta? Respect și disciplina. Mulțumesc mult de tot. Asta e o lecție pentru și alții puțin mai mari ca tine. Baftă în continuare. Mulțumesc. Cu cine stăm de vorbă? Cu Gliga Sergiu. Sergiu, vârsta pe care o ai, unde ești la școală și de câți ani faci jiu-jitsu? Păi am 11 ani, merg la general la 5 și fac cam de aproape 5 ani. Aproape de 5 ani. În momentul când ai venit prima dată la sală, ce știai tu despre jiu-jitsu? Nimic. Și acum? Acum știu foarte multe. Bun. Ce rezultate ai avut la Sfântul Gheorghe? Păi am luat 2 de locul 2. 2 de locul 2. Și în timp așa, cum a fost evoluția ta? Crezi că ești din ce în ce mai bun? Reușești? Da. Încă ceva. Competițiile viitoare și cele care au fost și cele viitoare. Sunt foarte mulți copii. E valoare? Sunt buni copii în jiu-jitsu în România? Păi câțiva da și câțiva nu. Așa, bun. Iar cei de aici sunt cei mai buni, nu? Da. Bun. Cum te împaci cu ceilalți, cu colegii, cu antrenorii? Poftim? Cum te împaci cu antrenorii, cu colegii? Păi bine. Da. Încă ceva. Ce speri tu de la sportul ăsta? Ce vrei tu să ajungi? Nu m-am gândit încă. Da. Adică, bun, mergi la competiții mai departe. Vrei să ajungi, nu știu, campion național, nu știu, vrei mai mult să știi sportul ăsta cât de bine posibil? Da. Da?
Da? Bun. Felicitări, îți doresc să ne mai întâlnim și atunci salbă de medalii, așa știi, la gât. Și încă ceva, se împacă școala cu sportul? Da. Deci reușești să le împaci și școală și sport. Bun. Felicitări încă o dată și multă baftă. Mulțumesc. Un tânăr sportiv, rog să se prezinte. Cu cine stăm de vorba? Cu Filip Șandal. Bun, David, vreau să te întreb ceva. De ce faci tu jiu-jitsu? Păi, pentru că este un sport de performanță și să nu stau toată ziua la calculator. Bun, asta e un lucru foarte bun. Te simți mai puternic făcând jiu-jitsu? Păi, normal. Bun, încă ceva. Ce ai reușit la Sfântul Gheorghe? Păi, la Sfântul Gheorghe am reușit 2 medalii de argint, pardon, de bronz. Și odată la fighting și a doua oară la nevaza, la jiu-jitsu. Am înțeles. Și ce îți dorești tu de la sportul ăsta? Deci mai departe, ce vrei să faci? Păi să fiu un sportiv mare, cunoscut și să nu fiu chiar obez, să fiu mai slab. Deci practic sănătos, da, și rezultate cât mai bune posibil, da? Da. Încă ceva mai vreau să te întreb. Ce te învață cel mai mult artele marțiale? Ce ai învățat? Păi mă învață să mă apăr pe stradă dacă sunt atacat, mă învață disciplină, mă învață să... Să fii mai ordonat? Da. Așa, respect, da. Și o viață mai ordonată. Da. Îți mulțumesc mult, mult succes în continuare și să sperăm că vei avea visul tău, se va împlini și vei avea rezultatele pe care ți le dorești. Bine. David Pașca. Bun, David, câți ani ai tu? Văd că ești cel mai mare sportiv de aici. Aproape 8. Aproape 8 ani. Mulți înainte îți doresc, dar să te întreb, ce rezultate ai avut? Am înțeles că ai fost la Sfântul Gheorghe și tu. Rezultate bune. Bun, rezultate bune. Dar ce locuri ai luat tu la Sfântul Gheorghe? 2 și 3. Deci un loc 2 și un loc 3? Da. Bun, perfect. Antrenorii au fost mulțumiți de tine? Da. Mai, acum, sincer, eu trebuie să te întreb ceva. Văd că ești foarte energic. Când intri pe suprafața de luptă, ți-e frică? Nu. Nu? Deci adversarul a intrat, l-ai rezolvat și ai câștigat, da? Da. Bun. Încă ceva. Cum te împaci cu colegii tăi aici la sală? Ești prieten? Da. Ei, să vă împăcați bine? Da? Bun. Și încă ceva. Ce îți dorești tu de la sportul ăsta? Ce vrei să ajungi? Să fiu foarte bun la karate. Foarte bun. Super. Îmi place. Eu îți doresc să fii așa, foarte bun. Și încă ceva. Merge și școala în același timp și să fii la... Da? Da? Sigur? Te descurci? Da. Bun. Felicitări. Să sperăm că ne întâlnim când crești puțin mai mare cu și mai multe rezultate și să fii campion național. Nu știu, cel puțin de aici pornește totul. Vrei? Da. Bun. Felicitări. Mulțumesc. Andrei Cosan. Vreau să te întreb ceva. Ai fost la Sfântul Gheorghe la competiție? Ce rezultate ai avut? N-am fost la Sfântul Gheorghe și am luat locul 3. Ai luat locul 3. A fost grea competiția? Nu. Nu? A fost mulți sportivi acolo? Da. Da. Bun. Ți-a plăcut atmosfera, felul în care s-au desfășurat lucrurile acolo? Da. Bun. Încă ceva. Ce îți place cel mai mult? Vii la sală și mergi la concursuri. De ce? Ce îți place? Pentru că poți să-i bat pe ceilalți. Da, bine. Adică să te aperi mai bine de asta, da? Bun. Ce te învață aici la sală? Domnule antrenor, ce te învață? Aruncări, agățări, triangulări. Da? Ești procedee de luptă, practic. Da. 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 Și disciplină și lucrurile astea, da? Da. Da, normal, bun. Îți dorești să mergi mai departe pe drumul ăsta, să ai rezultate bune, să fii sportiv de performanță, da? Bun. Și noi îți dorim acest lucru. Să sperăm că ne vom întâlni la un moment dat peste ani, tu, campion, de ce nu, și noi să-ți luăm interviu, să ne mândrim cu tine. Felicitări și multă baftă! Mulțumesc! Chirtești, Denis. Denis, câți ani ai și de câți ani practici sportul acesta? Am 9 ani și de vreo 2-3 ani. De vreo 2-3 ani. Bun. Ce rezultate ai avut? Ai fost la Sfântul Gheorghe și tu? Da. Ce rezultate ai avut? De locul 3. Loc 3, da? Bun. Cum a fost concursul? Greu? Ușor? Pentru tine cum ți s-a părut? Ușor. Ușor. Și restul, adversarii, cum ți s-au părut? Mă, la anul, dacă mă întâlnesc cu ei, pot să urc mai mult, să iau locul 2 sau chiar locul 1? S-ar putea. S-ar putea, da? Bun. Cum te împaci și cu școala?
și să faci sport. E greu? Nu. La școală ai rezultate bune, bănuiesc, nici nu discut. Da. Da? Bun. Îți dorești să ajungi campion? Da. Da? Bun. Și noi îți dorim și să sperăm că lucrul ăsta se va împlini, da? Mult succes în continuare și să auzim de tine cu medalii numai de aur. Numai lucruri. Felicitări! Mulțumesc! Bine v-am regăsit! Ziua de miercuri vine cu un cer acoperit de nori în mare parte a zilei. Termometrele vor indica valoarea de 25 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 26 de grade. Pentru Ludu și Ernu sunt estimate 27 de grade. 25 vor fi în Sighișoara, 26 la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 23 de grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, soarele va fi prezent pe cer. În Brașov sunt preconizate 23 de grade. 25 vor fi în Bistrița, 26 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 24 de grade. Pentru Alba Iulia termometrele vor indica valoarea de 26 de grade, iar în București temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius. Miercuri noaptea cerul va fi parțial noros. În Reghin termometrele vor indica valoarea de 14 grade, iar în Târgu Mureș 13. Pe parcursul zilei de joi, soarele va fi prezent pe cer. Astfel, în Reghin, maxima va fi de 20 de grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 22. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!